Oare va rezista lucrarea noastră la focul acela? Închei cu mărturia unui frate, un om care alerga mult pentru Domnul. Și spune el, în ziua aceea eram foarte obosit, lucrasem mult pentru Domnul. De aceea, așezându-mă pe canapea și gândindu-mă la lucrarea făcută, am ațipit. Eram mulțumit de lucrarea pe care o făcusem, căci fiind plin de râvnă pe unde mergeam, sufletele doreau tot mai mult să le spun despre Domnul. Tot ce spuneam era primit cu bucurie, ca ceva desăvârșit și eram tare bucuros. Dar în timp ce mă legănam în aceste gânduri, intră în camera mea un străin. Avea în mână o balanță cu greutăți și în cealaltă un săculeț cu instrumente și un mic aparat. Avea înfățișarea aspră, ochii ca de foc și plini de energie, dar și de bunătate. Asta mă puse pe gânduri, mai ales că nu-l chemasem și nici n-aveam nevoie de aceste lucruri pe care el le aducea. Dar el cu o liniște gravă se apropie de mine și îmi întinse mâna cu putere și mă întrebă serios, cum îi merge râvnei dumitale? Pentru un moment crezusem că mă întreabă de sănătate, eu care nu mă lăudam prea bine, dar când am gândit mai bine, am înțeles că e vorba de râvna mea neobosită și ca să-i dovedesc, am început să-i arăt în cuvinte râvna mea. Dar nu știu prin ce minune, la picioarele mele se făcu un bulgăre ca de pământ, care creștea mereu pe măsură ce vorbeam despre lucrarea pe care o făcusem. În sfârșit, el spuse, bun, aceasta este lucrarea râvnei dumitale și mi-arătă bulgărul. Rugându-l să spună părerea, străinul luă bulgărul și îl puse în balanță, zicând apoi scurt, are 100 de kilograme. Câtă bucurie am simțit! Îmi venea să strig de fericire, dar m-am stăpânit și l-am privit pe străin. Înfățișarea sa serioasă privind bulgărul meu în lucrare mă puse pe gânduri. Și am înțeles că era numai începutul examinării roadei lucrării mele și că nu aveam un rezultat definitiv. El sfărâmă bulgărul și îl așeză în topitoria ce o scoase din săculeț. Unele din produsele chimice le așeză în cazanul topitoriei, iar celelalte le puse deasupra aprinzând focul. După ce se topi, turnă totul într-o formă de unde îl scoase pe masă. Dar nu mai era ca și înainte amestecat și fără formă, ci acum era în diferite plăci, după diferite materiale pe care le conținuse, deosebindu-se și încerându-se una după alta ca verigile unui lanț. Străinul luă forma în mână și cu un ciocan o desfăcu în bucăți. Stăcând, le cercetă una câte una cu multă seriozitate, le cântări pe fiecare și scrise rezultatul. La urmă îmi dădu nota să o văd, iar eu după privirea sa tristă, înțelesei că nu e un lucru bun. Apoi mă părăsi zicându-mi cu milă, Domnul să te izbăvească. Înmărmurit privind nota și citi, analiza râvnei lucrătorului X, concurent al cununei slavei împărăției veșnice, greutate totală 100 de kilograme, din care 7% interese materiale, 16% ambiții personale, în ghilimele, în paranteză, lucrarea eului. 15% mândrie religioasă, 11% iubirea de a conduce, 10% luptă de sectarism, 18% dorința de a fi lăudat, 13% iubirea darurilor sale, total 90 de kilograme, lemn, fân. Trestie. 3% dragoste de Dumnezeu, 4% iubire de frați, 3% râvnă curată de evangelizare, total 10 kg argint, aur și pietre scumpe. Din toată râvna aceasta, 90 de părți erau lemnul, fânul și trestia, care vor arde în foc o lucrare și care nu are altă soartă decât nimicirea. Și numai 10 părți curate ca aurul, argintul, au rămas adevărată lucrare ce o are ca soartă câștigarea slavei dumnezeiești. Am rămas uimit. Când am citit aceste lucruri și m-am întristat, inima mi se făcu ca unui bolnav și auzi în urma mea un suspin atât de dureros, încât mă țintui pe loc ca un cui. Am vrut să fug după străin, însă neputând am renunțat. Gândindu-mă puțin, mintea mi se lumină și în mine se ridică un lucrător nou, care începu să-l judece pe cel vechi. O adevărată înțelegere mă pătrunse și m-am trezit rugându-mă, Doamne, fie-ți milă de mine! Copleșit am căzut în genunchi, cu lista analizei râvne mele de lucrător. Priveam la ea și parcă se prefăcuse într-o oglindă în care vedeam atât de limpede starea în care se afla inima mea în acele momente.
Abia atunci am înțeles bine analiza străinului. Am văzut că era desăvârșită și binecântărită, iar eu, nenorocitul de mine, nu mai aveam nimic de zis. Eram atât de lămurit cum n-am mai fost niciodată, dar eram zdrobit de durere. Un foc ardea în mine. Am strigat deznădăjduit către Dumnezeu să mă scape de mine însumi, dar durerea creștea mereu, mă strângea de gât, gemeam. Iar suferința creștea mereu cât inima mi era gata să plesnească, nu mai puteam. Înăbușit de groază, începui să strig atât de tare și de disperat încât m-am trezit. Până în ziua aceea, ori de câte ori mă rugam, îi ceream Tatălui să mă scape de tot ce e rău și de pedeapsa viitoare. De atunci încoace însă, n-am mai știut să mă rog decât să mă izbăvească de mine însumi. De vă rugați lui Dumnezeu, spunea acest frate lucrător care s-a trezit din vis și care s-a bucurat că a fost doar un vis. Rugați-vă să vă scape de voi înșivă, de starea de mândrie ce vă stăpânește, de nepăsare față de slava lui Dumnezeu care se găsește în viața tuturor creștinilor din zilele noastre. Cel ce se întoarce la Dumnezeu se oprește mai întâi de pe calea pierzării, nu mai pășește spre păcat. În al doilea rând, recunoscându-L pe Domnul, este atras spre El, se desparte de tot ce nu-i place Domnului și astfel, îndreptându-se cu fața spre Iisus, întoarce spatele lumii și păcatului. Și în al treilea rând, pornește pe calea curată a ascultării de Dumnezeu. Frații și surori, și lucrarea noastră va fi evaluată într-o zi.